avea un dosar la DNA mai gros ca Biblia. Cifră de afaceri de un miliard, își ținea familia, dita mai vila. Pe un soclu de înaltă moralitate, gen consumul de droguri, ci că doar peste cadavrul lui. Dar chici chiar peste cadavrul cui. Îmi rulez eu acum relaxat un cui. Când mi l-au adus, mi-au povestit că s-a necat cu o mare bucată de ciolan, beat la un restaurant. M-au rugat să-l fac să pară de treabă la mormântare, ca-n poza din calendare și de pe afișe electorale. Figura mea ieșită în nota 10, eu cred că l-ați votat la alegeri. Dacă nu s-ar fi aflat deja că-i rece, nu-i nicio lege, pentru a lui fac tot ce vor. Și în timp ce-i drenez grăsimea din gușa lui de porc, la televizor spun că fiul fostului baron tocmai a lovit un om cu jeep-ul pe o trecere de pieton. Ăsta-l știu de când era mic și lua tot un bătaie de joc. Să se omoare era un sport și iată-l câștigător. Să-ți spunea că la trei tovare s-a băgat să le facă ok, ca gaburii să-l lase să-și vadă de treabă. Nu era singura țeapă, erau mai mulți la număr. Voiau să-l bată, dar n-aveau tupeu să-l bată pe umăr. Că nu era de glumă, nu era popă, dar socotesc că putea trage niște sfor ca să se audă niște clopote. Ochii tot timpul tulburi, seară de seară în cluburi, sorbind dintr-un whisky sec dublu cu trei cuburi. Nu știu ce gestii s-a părut o insultă, dar transformat ringul de dans într-un ring de luptă. Și unul care avea ciudă a profitat, lovindu-l în repetate rânduri cu dita mai sticla în cap. Poate-s fraier și n-am coaiele cât le avea el, dar bag un șmecher cu o fractură craniană într-un sertar. Ultimul meu pacient visa să fie celebru, să domine rapul, să combine nivele proprii pe cecuri. Credea că dacă l-asculti va face bani mulți, dar lumea lua muzica gratis și pe el la bani mărunți. Și iată cum celebritatea a venit neașteptat, când de la prea mult stres pac i-a plesnit o venă în cap și acum stă întins lat. Aici pe masa mea de autopsie a devenit un clasic și apreciat de toți copii, grăbit să citeze tot ce debita pe beat. Chiar și piese care nu-i plăceau nici lui acum sunt hit. Nimeni nu și-a închipuit că poate să iasă ce își propune, iar acum că e mort, cred că o să facă descompuneri. Hip-hop-ul-i mod de viață sau un mod de a muri. E ca o cămașă de forță cu broderile aurii în care a fost prins. Trist că nimeni nu-l apreciază cât a fost în viață și acum nu cred că-i mai pasă. Mm-hmm.